28 martie Mintea ocupată cu binele Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Psalmi 119 cu 59 Mintea este în așa fel construită că trebuie să fie ocupată, fie cu binele, fie cu răul. Dacă ea are un nivel coborât, în general se datorează faptului că este lăsată să se ocupe cu subiecte obișnuite. Omul are puterea de a regla și controla activitățile minții și de a direcționa curentul gândurilor sale. Dar aceasta necesită un efort mai mare decât suntem noi în stare prin puterea noastră. Trebuie să ne fixăm mințile asupra lui Dumnezeu dacă vrem să avem gânduri drepte și subiecte potrivite pentru meditație. În alta noastră chemare, pagina 108. Cugetând la minunățile dragostei. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară. Mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Psalmi 143 cu 5 În credința creștină există subiecte asupra cărora fiecare trebuie să-și obișnuiască mintea să contemple. Dragostea lui Isus care întrece cunoașterea, suferințele sale pentru rasa de decăzută, lucrarea sa de mijlocire pentru noi și slava lui înaltă, Acestea sunt taine în care îngerii doresc să privească. Ființele cerești găsesc în aceste teme suficientă atracție pentru a-și ocupa cele mai adânci gânduri cu ele. Vom manifesta noi care suntem atât de adânc implicați? Un interes mai slab decât al îngerilor în minunățile dragostei răscumpărătoare? Atât intelectul cât și mintea trebuie consacrate servirii lui Dumnezeu. El are pretenții asupra tot ce este al nostru. Revie Herald, 4 ianuarie 1881